trecut atâta timp, dar până și acum. Mai sunt momente în care îmi vine să te sun. Mai sunt momente în care, să fiu sincer, mi-e dor să te mai văd dimineața cu tricoul meu în dormitor. Și mai cad pe gânduri când îmi amintesc, când vezi că tu ai fost în dreapta mea, indiferent de test, indiferent de vreme, de probleme, nici măcar nu te-ai mișcat. Iau, restul au venit și au plecat. Așa nebună cum erai, mă completai perfect. Cine credea că fără tine sunt defect? Așa nebună cum erai, erai nebuna mea. Au fost mult în patul meu, dar nu și în inima mea. De atunci atâtea zile, ani grei, dar acum te știu eu, tu sigur ești ok, da. Sigur ai făcut tot ce ai putut și deja ai în sfârșit familia, ce știm amândoi că o visai. Știm amândoi și cum vorbeai tu ori în șir, eu te aprobam, dădeam din cap că te înțeleg, când de fapt nici nu te ascultam, na. Aveam multe pe cap, mai tot timpul ocupat, mai tot timpul ignorant, mai mereu plecat. Să recunoaștem că ne-am dat prea multe teste și ne-am mințit prea mult că o să trecem peste. Dacă în orice poveste ești blocată în mintea mea, că au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Ce s-ar întâmpla? Credeam că locul meu e în dreapta ta.